toate este vorba numai de faptul că noi nu iubim destul. De aceea vin neplăcerile, că altfel nu avea ce să mișoreze la noi. Și vezi ce te învață atacul din afară. Cum trebuie să fii tu, ce îți lipsește. Curajul, fermitatea, liniștea. Nu le lipsește autoanaliza. Când arunci vina în afară, înseamnă că fugi de responsabilitate, de Dumnezeu. Atunci atacul se va repeta. Rău din noi este atacul din față. Comentariul nostru negativ atrage lovituri din exterior. Cui pe cui se scoate? Egoul se distruge pe sine în mod perfect. Nu este nevoie să intervii. Ființa divină din noi nu intervine. Îl lasă să se distrugă singur. Îi dă voie să fie cum vrea el. Aceasta este iubirea. Ea nu intervine și nu condiționează. Nu se luptă cu egoul. Îi dă voie să fie ce vrea el. Întreabă-te mereu ce vrea Dumnezeu să înveți din această lecție de viață. Când înțelegi lecția, nu mai e nevoie să te ataci. Noi nu înțelegem că este doar o lecție care ne învață iubirea, orice a fi, și că nimeni nu este vinovat pentru faptul că noi suntem răi. Să nu vezi rău nimic. Toate sunt spre scăderea orgolului nostru și desprindere de plăceri. Ce rău este în asta? Egoul le numește rău, dar de fapt sunt eliberare. Niciodată să nu abdici de la iubire orice s-ar întâmpla. Orice situație de viață se rezolvă numai cu și mai multă dragoste. Suntem învățați o singură lecție a iubirii, orice ar fi, până o învățăm. Suntem forțați când nu vrem să iubim, când ne opunem iubirii, atunci vin neplăcerile. Totul ne ajută să evoluăm, nimic nu este rău. Dumnezeu ne vindecă sufletul prin oameni și face asta în mod perfect. Nu te îngrijora de nimic. Tatăl din cerul veghează. În toate este numai El. Și să-i mulțumești Domnului pentru toate. Să arăți înțelegere, oricum ar fi. Și să ne întrebăm ce ne învață Domnul prin trimișii Lui. Nu te poți supăra pe trimișii Domnului, ei doar execută ordinele sfinte. Egoul nostru este răul din față. Sau boala, neplăcerea. Oamenii ne arată doar că avem ego. Ei scot dragostea din noi. Ne salvează viața și ne dau energie divină prin acceptare. Când lași armele jos, se oprește atacul din față. Să nu vezi rău în lume, este din tine. Vezi numai ce ești tu, așa va fi lumea ta. Te schimbi, tu se schimbă și lumea. Egourile se luptă între ele și se distrug. Ce treabă ai tu? Nu este vorba despre tine, ființă divină, ce ești. Lasă-le să se destrame. Sunt în o mașină de spălat suflete. Nu ai ce să aperi. Noi nu înțelegem că tot ce ne trimite Dumnezeu este bun, drept și divin, așa cum este. Ne lipsește deslușirea mesajului divin, transmis prin oameni. Oamenii sunt vocea Lui. El joacă teatru în fața noastră, luând infinite roluri și măști și ne predă lecția iubirii fără capăt. Raiul este lipsa gândirii negative, acuzatoare, și fiecare știe cum este și unde va ajunge dincolo, după cum se poartă aici. Cu cine te lupți tu? Cu Dumnezeu? Eliberarea este de gândirea negativă. Când nu mai gândești nimic rău nu ți se mai poate întâmpla. Fie recunoscător lui Dumnezeu pentru ce îți dă, fie bune, fie rele, știi El de ce ți le dă și ai nevoie. Și îi mulțumești Domnului când primești neplăcere. El este imediat prezent și numai El este apărarea ta, liniștea ta. Când acorzi circunstanțe atenuante la tot ce ți se întâmplă, indiferent cum este, și vezi în tot răul un mare bine, aceasta este vindecarea de gândirea negativă. Eliberarea este de gândirea negativă. Atunci vine fericirea, încrederea, liniștea, îți dă viitor. Faptul că nu ți explici ce ți se întâmplă și nu cauți binele în toată neplăcerea, tu nu poți să te liberezi de gândirea acuzatoare. Ea este răul care te atacă din față. Propria gândire acuzatoare. Când arunci vina la afară, te lovești pe tine. Ca un bumerang. Când îți explici că nu este nimic rău niciunde, ci numai egoul vede rău și vinovat peste tot, nu mai atași viața și atunci se oprește atacul din afară. El este din tine și este gândirea ta critică și nemulțumită de toate. Dar tu nu ești egoul, ești iubirea Lui. Dacă înțelegi și hotărăști clar și explici de ce nu este nimic rău în lume, ci sunt doar metode divine de scădere a orgolului nostru și desprinde de patim, când nu mai vezi niciun rău în lume, vine vindecarea sufletului tău și viața ți se schimbă și devine frumoasă și binefăcătoare. Toată problema este că noi numim rău cu ego-ul nostru, ceea ce de fapt este un ajutor divin.
este eliberarea sufletului. Și când lupți cu neplăcerea, este ca și când nu ai vrea să fie bine. Este o autocondamnare, un autoblestem. Deci noi numim lucrurile mereu pe dos. Îi spunem răului bine și binelui spunem rău. Când înțelegi evident și clar că toate sunt spre ajutor și dezvoltarea noastră și că nimeni nu vrea să ne omoare și să ne facă rău, că neplăcerea este din noi și este doar gândirea noastră acuzatoare, când lăsăm armele jos, din față nu mai are ce să ne micșoreze. Cuvintele noastre de apreciere, mulțumire și recunoștință ating inima celorlalți și astfel te unești cu ei și devii o singură ființă. Din critică, acuzat și judecată, te desparți de ei și te vezi diferit. Și începi să ucizi energetic, iar prin apreciere și mulțumire te unești cu ei și te vezi o ființă divină comună, aceeași peste tot. Atunci îți vine să te înclini și să mulțumești pentru toate. Continuă. Când nu mai gândești nimic rău, nimic rău nu ți se mai poate întâmpla. Și nu știi ce să faci ca celuilalt să-i fie mai bine. Singura noastră problemă vine din faptul că ne credem diferiți, speciali, aleși, deosebiți, când de fapt suntem o singură ființă sublimă în toți. Când dorești sau ai grijă, susții și încurajezi oamenii, devii una cu ei, cu totul. Atunci Dumnezeu este cu tine, că El apără interesul tuturor și se opune interesului personal. Dacă îi condamni, te desparți de ei și începi să-i ataci, te diabolizezi. Când faci totul pentru interesul propriu, devii nemilos, crud și dur. Adevărata fericire este când faci totul pentru binele și fericirea celorlalți, nu a ta. Tu ești o ființă comună și nu un eu izolat. Când trăim ca o ființă a cerului pe pământ și manifestăm însușirile divine, nimic rău nu ni se mai poate întâmpla, pentru că dăruind iubire, numai așa ne va veni din față. E important de înțeles cum suntem noi aici. Așa vom fi și dincolo, în lumea de dincolo. Și așa fiecare știe de acum unde va ajunge acolo. De aceea este foarte important modul cum ne purtăm aici. În fiecare situație de viață, oricât de minoră ne pare ea, totul contează. În fața noastră este mereu Dumnezeu. Și modul cum ne purtăm acum aici stabilește viața și moartea și locul unde ne vom duce singur în împărăția lui Dumnezeu. Bolile se nasc din nedorința noastră de a iubi orice ar fi, indiferent cum sunt oamenii. Boala, necazul, neplăcerea distrug împotrivirea la iubirea fără măsură, împotrivirea la Dumnezeu. Când nu ne iubim aproapele, indiferent cum este El, pe Dumnezeu nu-L iubim și nu avem credință. De aceea, iubește-L pe aproapele tău mai mult decât pe tine însuți. O situație neplăcută se rezolvă numai cu și mai multe dragoste. De unde știm care e binele celuilalt? Ce anume să dăruim? Iubirea? Am înțeles. Dacă în celălalt este condus de ego și vrea mereu, doar vrea, oamenii sunt lângă noi doar ca să scoată iubirea din noi. Nu contează cum sunt ei, noi doar îi iubim. Și le acordăm atenție, grijă, considerație, apreciere, recunoștință, îmbrățișare, un zâmbet, orice. Pentru că ei decad numai când noi nu îi mai iubim destul. Ei sunt cum suntem noi. Nu ei sunt de vină, ci noi nu îi mai iubim. Și atunci ei devin răi sau egoiști, dar fac asta cu neiubirea din noi. O situație neplăcută se rezolvă numai cu și mai multă dragoste. Domnul Iisus spunea, lasă, scris este, și a și primit pedeapsa. Cum este omul aici, cum se poartă aici, așa va fi și dincolo. Dar nu va ajunge la prag decât cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit, adică cel care doar iubește și nu ripostează, nu intervine, nu reacționează și care vede numai voia Domnului în toate. Când nu mai vede niciun rău în nimic, atunci nu-i se mai poate întâmpla niciun rău. Să știi că orice ascuțiș se va toci numai când tu te vei învăța să mă vezi pe mine întru toate, spunea Sfântul Serafim de Vârița. Lăsarea de sine este raiul și prezența lui Dumnezeu. Și 97% de necredincioși ai pământului își vor destrăma ego-ul în modul acesta, triumfător și perfect. Dar cu suferință, pentru că tot ce face Domnul este perfect. Frica și necredința majorității este puterea restricțiilor. Îmi pare rău pentru voi, dar vă vor cerne. În aceste timpuri de pe urmă, spunea părintele Arsenie Boca, dar numai ego-ul se supără,
sufletul divin din noi nu este afectat de nimic, că nu are ce să piardă. Totul vine din necredință. Omul orgolios și nemilos are furie, este crud și fără inimă, reacționează pe loc cu brutalitate și ură pe aproapele său. Cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? Și nu îl iubește constant, îl iubește condiționat. Numai dacă îi acordă atenție, îl iubește, după aceea nu. Vedem cu toții în jurul nostru această spurcăciune care sare la noi cu ură și furie neîmpăcată de peste tot, de parcă nu ar fi oameni, cum spunea Părintele Paisie Aghiorâtu. Și chiar nu sunt oameni. S-au transformat în fața mea de două ori în ceva hidos și urât. Dar pentru iubirea Sfântă al Dumnezeu veți fi prigoniți și răstigniți în aceste timpuri de pe urmă, spunea Domnul Iisus. Așa recunoașteți timpurile de pe urmă, după ura dintre oameni, după împărțirea pe față, după discriminarea pe față între credincioși și necredincioși, după trădarea bisericii străbune, a țării pentru care voievozii au luptat și milioane de români au murit. Ei împart lumea în ei, Dumnezei, și inutili, care le produc costuri și trebuie să scape de ei în orice mod posibil. Ne-au avertizat de atâtea ori. Pentru ei suntem neoameni care nu merităm să trăim. La majoritatea de necredincioși nu aud și nu văd nimic, nu simt absolut nimic pentru că au văl pe față. Sunt și răi, sare la tine și te mușcă imediat, ca niște fiare. Când se îndepărtează de Dumnezeu, îi se pun un văl și nu mai văd limpede. Sunt ca niște orbi. Dar Apocalipsa numită și Marea Resetare este a egoului. Omul credincios care se mulțumește cu puțin, simplu și modest, nu are ce să piardă, că nu este legat de nimic și nu este vorba despre el. Nu este afectat de nimic. Numai cei atașați de valorile materiale și fericirile lumii le vor pierde. Apocalipsa este suferința egoului, antihristul este orgoliul nostru. Cei care ne conduc sunt egoul și patrile noastre. Ne lovesc orgoliul nostru. Lăcomia noastră este lăcomia lor. Frica noastră de a pierde ceea ce avem este puterea lor. Egoul nostru se distruge pe sine din interior în modul acesta. Din față ne atacă întotdeauna propriul ego și trufia noastră. Dar în spatele tuturor este Dumnezeu care îi permite totul ca să ne desprindă de materie, pentru că materia ne ia din energia vitală. Până și ideile neomarxiste duc spre destrămarea modelului liberal de individualism. Deci, egoul se destramă pe sine în mod perfect. Dumnezeu distruge întotdeauna orgoliul necredincioșilor prin neplăceri, necazuri, suferințe, durere, accidente și boli, dar noi nu suntem acelea. Fiecare trăiește aceste lucruri în viața lui, dacă se îndepărtează de divin, întotdeauna s-a întâmplat asta, nu este o noutate. Anticristul este chiar ura, mânia, furia, supărarea, reactivitatea, condamnarea, învinuirea, judecata noastră. Este la purtător. Nu este vorba să vină el, este deja în noi. Și îl vedem peste tot în jurul nostru, cum ne atacă cu mânie neîmpăcată. Și cu cât ne este mai frică că ne pierdem viața, cu atât el este mai puternic în noi. Omul căruia este frică că își va pierde viața, atrage fenomene divine de desprindere forțată. Când te aperi, aperi patim, atașamente, adică un diavol. Omului Dumnezeu nu se apără niciodată. Nu este frică de nimic, cu el este Domnul, ce frică să aibă. El se lasă pe sine tot timpul, învins, înfrânt, deranjat, este moale, bun și blând la infinit, nu se luptă și nu se apără. Iar dăruirea de sine este prezența lui Dumnezeu, cea mai mare apărare. Nu luptă pentru el, dar se dorește cu totul celorlalți. A ajuns că dacă ești bun, blând și dăruitor, când nu lupți pentru mai bine, mult binele tău, ci faci totul pentru ceilalți și nu cauți ale tale, accepți totul și ierți totul, să fie o rușine, un lucru de bajocură și de râs. Acestea sunt timpurile de pe urmă, spunea Părintele Arsenie Boca și Iustin Pârvu, când iubirea și credința sunt prigonite și oprimate, când Dumnezeu și adevărul este respins și cenzurat, când să urăști pe aproapele tău este cel mai important și încurajat, când ura satanică și reacția nimiloasă va fi peste tot, atunci va fi sfârșitul. Cum ești tu, așa va fi și lumea ta. Să nu speri că va fi altfel. Cum te comporți tu cu oamenii, așa se va purta și ei cu tine. Să nu te plângi, avem ceea ce merităm și așa cum suntem. Când se opun iubirii și reacționează,
se luptă sau se apără, condamnă, urăsc, se înfurie, se mânie, învinuiesc, se supără sau judecă, ironizează sau reproșează. Oamenii îl răstignesc iarăși pe Hristos pentru a nu știu câta oară. Lepădarea de sine de săvârșită este drumul spre împărăția Domnului. Este credința și iubirea. Antihristul este chiar răutatea și mânia noastră. Ura, furia și lipsa de bunătate și compasiune. Real, în fața noastră sau noi. Și repetarea acestor stări le dă viață și apoi ne confruntăm cu ele. Devin realitate. Dar suferințele ne eliberează de eu pe primul plan. Restricțiile, neplăcerile, necazurile și bolile distrug ego-ul nostru total și ne eliberează din închisoarea ego-ului nemilos, hain și crud. L-am creat prin păcatele noastre. Nu este o supărare, este o atenționare divină și singura șansă de a supraviețui, pentru că omenirea a pierdut energia vieții pe lăcomia de materie. Este speranță, distrugerea ego-ului, este ca o înviere a sufletului.